Echipa de basket masculină a Ploieștiului este condusă de doi pivoți, unul încă activ, Cătălin Burlacu, și un altul, Eugen Ilie, trecut pe bancă. Burlacu este și președinte de onoare al echipei și din această postură i-a făcut onorurile noului antrenor principal, Eugen Ilie. Burlacu și Ilie au fost adversari, dar sunt și buni prieteni, iar primul este convins de calitățile de antrenor ale celui poreclit rusu. Și cu aceste schimbări de bun augur, ca să spun așa, cu o nouă gândire, abordăm și atacăm promovarea cu o mentalitate nouă, cu o gândire nouă, cu o structură nouă. Acest proiect nu are cum să nu meargă în direcția în care ne-am propus-o, și anume promovare. Am găsit oameni care sunt din fenomen cu care mă știu de foarte mult timp și care au muncit până acum aici. Mă bucur că putem să formăm o echipă. Prin această mutare, CSM Ploiești a dat lovitura de grație Științei București, fosta echipa lui Ilie și principala contracandidată la promovarea în Liga Națională. Secția de basket are un buget de aproximativ 3 miliarde de lei. Directorul clubului, Cezar Stoichiciu, susține că noua bancă tehnică, împreună cu 2-3 achiziții, poate readuce orașul pe panoul de onoare al basketului românesc. O echipă care vrem să promovăm în Liga Națională. Eugen Ilie a mai fost la Ploiești ca jucător, iar ca antrenor la finele anului trecut, când a câștigat cu Știința în sala Olimpia. Acum a întors armele, însă are puțin timp la dispoziție să cunoască lotul, având în vedere că în această săptămână este în cantonament cu lotul național de juniori.